Deși rata de incidență a scăzut semnificativ în capitală, 1,71 de infectări la 1000 de locuitori, restricțiile se mențin până pe data de 8 decembrie. În mod normal, certificatul verde este obligatoriu de la rata de infectare de peste 3 la 1000. Mai multe despre restricțiile din capitală, dar și despre eventuale restricții la nivelul Bucureștiului. Discutăm acum cu prefectul capitalei, Alexandra Văcăru. Bună ziua, doamnă! Bună ziua! Deci, de pe data de 8 decembrie s-ar putea schimba ceva și dacă da, ce anume? În primul rând, aceste măsuri restrictive sunt stabilite prin hotărâre de guvern. Data de care discutați dumneavoastră, practic, este data la care ar trebui să expire măsurile în situația în care nu vor fi prelungite printr-o nouă hotărâre de guvern de prelungire a stării de alertă. În versiunea în vigoare a hotărârii de guvern, măsurile sunt prevăzute indiferent de rata de infectare. La nivelul municipiului București, potrivit competențelor Comitetului pentru Situații de Urgență a municipiului București, astfel cum apar în cadrul hotărârii de guvern de constatare a ratei de infectare la nivelul localităților, acolo unde am avut praguri expres prevăzute respectiv în ordinul pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților de învățământ, Comitetul pentru Situații de Urgență a Municipiului București s-a întrunit la datele de 25 noiembrie, respectiv 29 noiembrie, pentru a constata rata de incidență de la datele respective cu privire la pragurile de 3 și 2 la 1000 de locuitori, astfel cum apăreau în ordinul comun. În schimb, în ceea ce privește măsurile restrictive stabilite prin hotărârea de guvern, având în vedere că acestea se aplică indiferent de rata de infectare, așteptăm să vedem ce se va întâmpla la nivel guvernamental, dacă vor fi modificate printr-o nouă hotărâre de guvern. Până atunci, la nivelul municipiului București, nu se modifică nimic cu privire la restricții. V-aș întreba, chiar dacă nu s-a spus nimic oficial până în acest moment și e o perioadă până la sărbători, care ar putea fi soluția? Vă întreb acest lucru pentru că sunt mulți care vor să-și facă niște planuri. Sunt oferte foarte multe lansate de restaurante, deși știm foarte clar că restaurantele se închid la ora 9 în momentul de față. Putem să ne așteptăm la o derogare pentru acea perioadă? S-a discutat așa ceva? Nu știu dacă este vorba de o derogare. Ar putea fi vorba de o nouă măsură, respectiv modificarea programului și a orarului, astfel cum apare în versiunea în vigoare a hotărârii de guvern. Nu s-a discutat, au existat propuneri și solicitări din partea asociațiilor operatorilor economici. La nivelul instituției prefectului, de fiecare dată când apar astfel de propuneri, noi comunicăm mai departe Secretariatului General al Guvernului, dar este exclusiv în competența Guvernului de a reglementa orice modificare prin hotărâre de guvern.